Aveți runele pregătite, maestră. Avem runele pregătite. Eu abia aștept să vedem ce numai, se întâmplă săptămâna numai viitoare. Numai oamenii să fie pregătiți Suntem să afle. Bun, hai să vedem pentru săptămâna următoare. Așa. Pentru Berbec. Berbecul trebuie să-și mobilizeze toate forțele ca să-și consolideze poziția în societate, în familie, acasă. A fost o perioadă de dezinteres, înțelegi? A fost lăsat sau a trăit el în planul 2, iar acum a să mobilizeze, pentru că e zodie de foc, e deschizător de zodiac și trebuie să treacă la treabă. Mobilizare totală. În schimb, Taurul, care s-a considerat un năpăstuit, pentru săptămâna viitoare este favoritul zodiacului, pentru că a fost tot o zodie de, 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 de Patronată de Venus, a fost balanța cu Vungeo. Acum, Ia, Vungio uite, a venit Andrei. la Tauri, Taurișilor. Vă iubește, vă iubește bravo. Vungio E de partea foarte voastră. Foarte bine, bravo, ne zice Mă bucur. Dă, păi știu că se bucură cu <laughs> Dumnezeu. Hai să vedem. Gemenii intră într-o săptămână foarte favorizantă. Primesc vești bune, primesc cadouri, primesc sume de bani importante, deci sunt în răsfățații săptămânii după Taur. Bun. În schimb, racul Racu are o săptămână în care e la și E pe poșghiță de gheață foarte subțire. Deci, atenție, atenție la neatenție. Vedeți cum acționați, ce reacție aveți, pentru că nu sunteți atât de favorizați. Dar asta nu înseamnă că nu puteți să fiți atenți la ceea ce se întâmplă. E, pentru că am trecut de rac, ne mutăm la o zodie care să pare firesc, după încercări și necazuri Să primească lucruri bune Leu Fertilitate și belșug Domnul După toate necazurile, peste puțin timp Visele voastre se vor împlini Deci, pentru lei Vin zile nu bune Fantastic de bune, extraordinare Până acum sunt lucruri bune O singură atenționare Pentru fecioare Fecioarele sunt puse în situația, știu ele să aștepte, dar acum sunt rugate să aștepte un pic mai mult și să nu forțeze mâna norocului pentru săptămâna următoare, pentru că vin acele lucruri bune, le e scris să vin acele lucruri bune, dar să nu fie nerăbdătoare, că norocul ține numai cu cei care știu să aibă răbdare. Da? Cu răbdarea? răbdare? Răbdare, răbdare. Mai e chestia cu trece mare, <laughs> sarea, că e prea sărat și nu prea-ți place. Ei, hey, de, 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 de. Uite și la balanțe. Balanțele care au fost favorizate o săptămână și le-a convenit, nu le-a convenit, au fost undeva în centru atenției. Acum sunt puși să rezolve acele probleme, chiar dacă au de față au arătat ei bun, dar nu era așa, să-și rezolve problemele făcând un Consiliu de Familie. Deci ia veniți voi toți aproape și să cântărim să nu iau eu decizia de unul singur o luăm împreună balanțele știu să fie armonice sfat. da, sfat scorpionii, scorpionii sunt pregătiți deci a stabilit divinitate că ei sunt pregătiți să înceapă o viață nouă au depășit niște pasaje din astea grele, niște încercări, niște probe și acum pot să revigoreze din toate planurile inclusiv financiar afectiv, psihic Fizic, ce să le mai spui? O săptămână de revigorare. pasărea Phoenix. Bun. Scorpionul. Ce ne facem noi cu ce cei care așteaptă care? întotdeauna lucruri bune? Și vin lucrurile bune pentru Așa. săgetători. Să rămână acasă în, în așteptarea unei schimbări foarte, foarte importante. Schimbări foarte importante acasă și curând. Deci lucruri bune. Da. Păi da. Ajută. E singura zodie care este protejată triplu. Da. Capricornii, așa truditorii, ca așa mă supără o doamnă, Că să nu mai laud atât de mult truditorii, scorpioni și Săgetători. colega mea care. Ä, scorpion, Săgetători săgetătorul și, și leu. Uite, acum o, o laud pentru că pentru vin o suită de schimbări majore săptămâna viitoare. Multe lucruri bune, că și ei au muncit și merită. Da? Măcar să aibă bani să meargă la bun <laughs> când o fi să fie. Dacă o fi să fie și dacă vor să meargă Se mută un pic necazul Sau supărarea La vărsători Vărsători au o săptămână în care trebuie să demonstreze Că au forță, tărie Putere, răbdare Și toate Toate acele lucruri Care îl fac pe un om să depășească necazul Deci o săptămână mai grea Pe care voi trebuie neapărat Trebuie să o depășiți deci o săptămână mai grea pentru vărsători. E, e puțin mai grea, dar asta nu înseamnă că e distructivă. Iar peștișorii, peștișorii ăștia care nu știi dacă stau în acvariu, dacă sunt în tigaie, dacă sunt în Oceanul Pacific, pregătiți-vă bagajele peștișorilor o săptămână de nebunii sau de călătorii sau de mici drumuri de colo-colo. E o săptămână fericită în tot cazul. Dacă vi s-a spus, spus pregătiți-vă bagajele ca asta le va anunța o călătorie. Ei, călătorie? Am ajuns și noi la finalul călătoriei finalul pentru călătoriei azi. Finalul călătoriei de rune. Au fost bune runele pentru săptămâna viitoare. da, Cu atenționare cu, cu și una atenționare mai puțin bun. mai, mai greuță. Așa, pentru că ne apropiem, doamnelor și de